Sălbaticul, mă! Am luat niște bocași de la Sălbaticul. Ăștia pentru Casa de Papel. Iată ce-am găsit în ei tricou, chiloți și șoșori. Bă, toate într-un singur bocac. Bă, nu dracu, n-am găsit și bani pe aici. Aoleu, Sălbaticule. Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta am un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Bună dimineața, prieteni, aici ajunge Stani și bine am regăsit la un minunat vlog. Bună dimineața și ție, băi, fățăune. Astăzi mergem din nou la București pentru că avem de filmat o reclamă foarte, foarte mișto. Nu știu dacă o să vă dați seama din asta despre ce o să fie reclama. O să fie super interesant de prima reclamă din viața mea pe care o filmez. O filmez și cu Bercică și o să fiu mai mult. Nu știu cât de multe am voie să zic despre asta, așa că nu vă zic mai bine decât să trebuiască să stai după aia de pe video. Și costumașul ăsta pe care l-am primit aici este și pentru un episod viitor pe care o să-l postăm la noi pe canal. Așa că apăsați butonul like pentru acest vlog înainte să îl începem așa cum se cuvine. Iar eu o să mă pregătesc să plec. Îmi vine Bercică mă ia. Doar ce a venit mașina asta, taxiul, Uber-ul să mă ia. Și am primit o veste super nașpa. Nu știu, nu mă așteptam la așa ceva. Conduc eu. Haide ca... Bă, dă-te amicile aici, dar și eu când conduceam de-mi venea rău. Lasă-mă, dar am condus acum mai mult decât mai condus tu. Uite, unde ai condus, mă, tu? Aici mașina, bă, da, bate soarele astea, nu știu de pun camera asta la Bercică mașină. Dar plecăm pe drum, hai, vă pup. Am ajuns la OMV, ia micul acolo și aia, uite-l ce bagă la motorine. Nu știm cât s-a mai făcut motorina, habar n-am, ba da, e 6,4 lei, uei, să-mi ba piciorul. Haide să ne dăm jos să ne luăm și noi ceva de beu de aici și așa. Am venit și cu pernuța aia nebună, cu ciocolată, o cafeluță de asta scumpă, chiar de la mașină. Că amicul de fiecare dată, băi, plecăm până în pecul să-mi ba piciorul și loc chiar la el. De-l căutam după aia prin picior, că nu-l vedeam, să pitise pe după un raft, căuta un corn și nu mai vedeam, nu mai știam unde e. E amicul, bă, că n-am încheiat să intru în mașină, nu mai găsesc pe amicul, la baie nu era, în menul ăla ăsta, în pecon nu era. Unde e amicul? Am făcut un mic pop-up aici, într-o benzinărie cu amicul, am fost la toaletă, surprinzător n-am mai fost eu la toaletă, gen n-am mai fost eu ăla care a vrut la toaletă, a fost amicul. Aie, să mai întâmplă vârsta de la un moment dat, nu mai te ține așa. Te băgește la degetul în fund. Suntem aici cu amicul, am parcat bestia și mergem până în mall să vă picăm și noi ceva. Stai un pic, amice, iartă-mă, că am fost șoferul lui amicul tot drumul și au rămas cheile la mine. Mergem să păpăm ceva de aici din mall, încă nu știu, bă, de fiecare dată când vin aici nu știu să mănânc mai întâi, mă, să mă ajute, că sunt prea multe lucruri. Și tot la MEC mâncăm, bă, sincer, de la MEC nu prea ajută data asta, amice, pentru că la MEC am tot mâncat acum de când am fost acasă și nu mai aveau. Am luat amicul de aici de la chinezesc, că m-a nebunit că vrea să mănânce chinezesc. Mă, dacă te lei meu, bă, eu la cu mai roșu ăsta al tău. Da. Amicul și-a luat cu chili picant, eu m-am luat cu chili dulce, că mi se pare mai bun. N-am zis, nu ne-am luat chopsticks-uri să mâncăm beții, că bă, mai știu. Mai știe. Dacă n-ar răbdare, am învățat. Ne scoatem ochii. Bine, tacâmuri, dar văd că e doar o singură furculiță. Băi, ce să tai? Corect. Și am luat aici și niște mozzarella la sticks-uri. Amice, dacă vrei și tu, că sunt mai mult de aici. Sunt trei bucăți, o oră, azumaci. Autolea. Ia de moment. Asta e bun, asta e bun aici. E bun, da. Da, cam ardea, ai grijă. Să avem bufta. Ia să vedem. Orezul ăsta, că noi nu intrava, mi se pare că avem doar unul, dar nu mâncăm. Bă, în general aici trebuie să fie un lucru nebună. Bă, vezi că suiciliul ăsta e tank. Tank, ia să vedem, al meu al iute. Și vezi că și al meu e un pic picant, nu știu cum e al tău. Băi, am toleranță, e iute, într-adevăr, dar nu e să mori. Ne ține ăsta de foame, amice, ăla e. Ba, ține. Deci? Ia zi, amice, cum e cu hoții ăștia aici, cu parcările? Câți lei? Și panșala. Panșala 50 de lei. Bine, avem noroc că... Bine, oricum, amici, ăștia sunt boiere 5 lei pe oră. Nu că am partea unde ai dat tu cât s-a cerut? 10 sau cât s-a cerut? Pe noapte, acolo era 10 lei pe oră și 3... și 20 de lei dacă stăteai mai mult de 3 ore. Da, deci practic dacă stăteai 4 ore, să zic așa, plăteai 50 de lei pe 4 ore. Eu tichetul luai, a? Bă, tichetul luași, dar parcarea, da asta, da ăla luași, cum se numește, cheia de la mașină, tot. Da, bă, da, cheia o am, stai așa să nu fi pierdut tichetul de parcare. Vezi că ne trebuie ăla. Da, e aici. E acolo. Hai. Perfect, acum mergem la hotel. Mamă, ce mă enervează când avem parcare în centrul Bucureștiului. Acum avem fix în gura de intrare la centrul vechi unde rămâne toată lumea. Deci nu suport când am așa, pentru că trebuie să stai să cauți de parcare. Oricum am găsit un loc de parcare aici, o cheiuț, foarte aproape. Avem de mers decât vreo 5 minute. Da, e bine. Data trecută am mers o jumătate oră. Ia mai ține conținut și înainte. Bă, doar mâinile. Bă, da, cam puțină lume pe stradă pentru ziua asta a săptămânii. Mamă, deja mă rup să rășe la spate, să-mi bat piciorul. Au trecut cu alea, la intrare, unde intră toată lumea. Bă, e răcoare, într-adevăr, pe bune. Față de cum a fost la noi la Craiova, aici e răcoare rău. N-avem loc de cutiile lui. Ne-a făcut băiatul aici upgrade, am văzut că ne-a făcut upgrade la cameră. Așa zis. Acum nu știu dacă ne-a făcut că ne cunoscu, că ne cunoștea sau... În ce sens upgrade? Nu știu, zice că ne-a făcut upgrade la cameră, avem altă cameră mai spațioasă, gen. Aveam suite sau ceva genul. Hai să vedem acum cum arată. Să fie de aia cu băi de abur, cu nebunii. Amice, sunt stat de mult, amici, acum ce prind băiat, fată, îl rup. Uite-le, aaa, ce mișto. Mă ia cu palmețeală. Na, mă, cred că avem de mers, cred că în ciudă ne dă un capul ăla de hotelului. Stai, așa că... Este. Mamă, amici, ce să fac aici, ești nebun. Mamă, câta baia. Mamă, amici! Păi aici, amici, direct... Amici, aici direct filme din ele, avem și cadă și duș, fiară. Vreau să fac baie în timp ce tu-ți faci duș. O tăia cât de mare, e bine că pe camera asta se și vede foarte spațioasă. Da, bă, dar nu-mi place. Ce are, amici, e frumos, mie îmi place. Pretențios, ce crezi că avem și o sticlă de șampanie aici. Să mă tragă pe la picioare. Amice, dacă aveam șampanie aici, să-mi bag piciorul, de nou beam. Ca aia să despachetăm, că ce avem aici, am șoșonii, o să-l bagi în geanta asta. Și cu asta aici, perfect. Ne schimbăm și noi. Bine, v-am nici nu știu de ce să ne schimbăm, mai stăm și noi pe aici. Uite și aici o oglindă din asta mai mare. Mă descalț aici de șoșoni, la perete. Și ar trebui să fie bine, ia să vedem ce se vede de aici. Bine, mereu privirea din hotelul ăștia de pe centrul că a fost nașpa rău de tot. Ia, na, poftim, priveliște, vină cu amici să vezi priveliște. Dacă am văzut așa ceva, nici la noi în Cernele, la casele, la bătrâni nu e așa. Uite-le ea. Bă, da, aici a fost vreun hanci, uite cu o construcție de aia veche, așa. Se poate. Doamne ajută de cât. Bă, iar, bă, amici, și eu sunt credincios, bă, te închinași de 10 ori. Bă, n-ai cum, bă. Am luat niște bocași de la sălbaticul ăștia pentru casa de papel. Ia uite ce-am găsit în ei tricou, chiloți și șoșori. Bă, toate într-un singur bocac. Bă, nu dracu, n-am găsit și bani pe aici. Aoleu, sălbaticule. Hola, ce tal, soy el profesor? Eu nu sunt el profesor. But who are you? Ce? Who are you? Who are you? Nu știu să zic în spaniolă. Paris. Donde eres tu? Eu eres a la Republica del Craiova. Nu, prostule, eu te întreb de unde ești? Păi da, și eu sunt din Craiova. Ce-ai spus? Credeam că zici că tu ești. Am și eu din ăsta, l-am dezbrăcat. Autălea, amicus. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Băi, ușor pe Pablo Escobar. Haideți să vă arăt ce am mai făcut lecturicul la baie. Am uitat să băgăm cartela în ușă. Și eu am venit aici să mă spăl, m-am spălat, mi-am făcut un duș și am luat F1, iertați-mă, sunt chiloți. Am luat F1 să coră, da? Ok, nu mergea și știți ce am făcut? În timp ce mă jucam eu pe aici cu chestia asta, am dat din greșeală, nu știu cum așa, am sărit ăsta de aici și altele ea. L-am spart, l-am făcut țândări. Aia e bine, am sărit ciugurile în toată baia, a trebuit să iau ceva și le-am adus pe toate mai încolo. Aia e, venirea ultenii la Craiova, băgăm așa ceva. Iertare, să-mi fie cu iertare băieții de la Royal Grand Hotel. Nu, sper că nu ne băgați la plată. Ăsta se uită pe TikTok-uri, de când ajutor mai ești, bă, putea, ne-am nebunit de tot, nu te mai înțelegi cu el. Am ieșit și din Brălog, suntem cu amicul pe stradă. Bă, dar de ce purtăm ăștia? Că noi la noi în Craiova nu ne purtăm niciodată. Bă, știi de ce ne spun acum? De ce port? Că e frig afară și tragă e cald. Așa, mergem acum către hotelul unde avem filmările cu Casa de Papel și ce mai avem de făcut, dar nu vă spunem momentan că vlogul ăsta s-ar putea să apară înaintea filmărilor și mergem acolo să vedem care e treaba. Mergem și noi la pauza. La pauza nemasă, că am muncit mult până acum și prindem fix pauza și după aia intrăm și noi pe platou să vedem cum ar fi să aflați că gata, am primit niște roluri principale în Casa de Papel și ne lăsăm de YouTube, a? Sau luăm o pauză. Câți bani ar putea amici să ne dea ea? Bă, eu zic că destui. Bă, nu știu dacă toată lumea așa drăguță e în București, dar toate gagicile de la toate terasele pe lângă Ranjul. Haideți, băieții, serviți o cafea, bine, că știu că așa se practică aici în București, dar nu aici a fost problema când a chemat. Problema a fost că, le-a zis asta, nu, că avem filmări. Bine, băieți, aveți o seară frumoasă, să spor la treabă, numai chestii din astea, știi, adică aici e problema, aici e clicul. Stau în pauză aici la filmări cu amicul, a dezbrăcat de caracter vorba aia. Da. Și bagă, ce mânci acolo? Și-au bătut jucătiștii. Orez cu stafide. Eu doar am gustat. Nu vă știți cum mă simt aici, în hotelea, cum se pregătește pe aici, toate ele. Am filmat până acum o singură scenă cu amicul și urmează următoarele. În următoarele suntem, acum urmează una în care intrăm cu fața, o să fie mișto de tot, oricum. Nu vă dau mai multe detalii pentru că o să vedeți videoclipul așa, dacă sunteți porniți pe treaba asta și vreți să vedeți ce o să postăm aici, apăsați chiar acum butonul acela de like și dați un follow la canal, nu știu dacă o să apară pe canalul meu, dar cu siguranță o să aveți link, așa că pregătiți-vă. Ieșiți pe ringul de dans, hai! Hai pe ringul de dans! Antonia! Hai! Ia te dă-i, hai! Nu sta atent, mă! Motor! Prietenii, am terminat și noi în sfârșit filmările, suntem cu amicul, bă, suntem rupți ora 1:30 noaptea. De la 6. Și noi am ajuns de la 6, dar se filmează de azi dimineața de pe la vreo 12, parcă? Nu, de la 2. De pe la 2-3. Da, deci dați-vă seama. Bă, super mișto experiența, mi-a plăcut foarte mult. Am învățat și noi, am văzut gen cum decurge o scenă, să zic așa, adică cum se vede și din spatele ei, pentru că tu ai impresia când vezi o reclamă de 30 de secunde, 1 minut, bă, ce simplu, știi? Bă, deci credeți-mă că am filmat cu amicul de ne-au sărit capacele toți acolo, deci a fost nebunie. Gen, timpul efectiv de filmare nu a fost foarte mare. Dar pregătirea e foarte lungă. Deci pregătirea, mută cadre, schimbă, mută lumini, mută toată șandramaua, pai de cap, mă uitați-vă și voi cum e centru vechi din București, nu-i nici dracu. Nu-i nimeni! De decât eu cu amicul suntem pe stradă și o dubă de jandarma mai încolo un pic. Atât. Și o sormina ce tâlhărie. Suntem rupți de foame, să vedem dacă îmi găsim și noi ceva deschis la ora asta, să băgăm la maț. Am luat aici ceva de mâncare de la MEC-ul de peste stradă. Amicul e acolo, sunt rupt. Bă, ce să mănânci la ora asta, ești nebun la 3 dimineața, mă mir că găsim și din ăsta, ești nebun. Bă, de ce? Nu mai pun paie. Salvează țesoasele. Da, și cu pungile ăștia aruncă, nu mai salvează. Ăștia nu le aruncă în ocean, dar paile, da. Bună dimineața! Salut, amice! Bine te-am găsit aici, așa. Și bine v-am regăsit la următoarea zi, ziua plecării noastre la mamele noastre. Vreau să știu voi cum arăt eu. Ăsta săracul de ele, când s-a trezit. Ce faci, chinezule? E somn, amince, când ai auzit alarma. Dar naiba, bă, că nu te trezești din prima, mă trezi eu înainte, dar eu nu vreau să mă ridic. Da? Ba nu, pă, mă trezi să ia, mă, hai să mai las puțin să o audă, știi, că am făcut. Aaa, ce nenoroșit! Gata și cu hotelul, am terminat. Amince, mi se pare că ăsta e cel mai nenorocit ATM din lume. Ăsta mi se pare că e cel mai nenorocit ATM din lume, la modul că gen... Nu știu dacă e cel mai nenorocit, dar e cel mai băț. Păi... Asta înțelegi când spui nenorocit. Da, fac așa, ca un spirit de glumă. Ca la Oha. Hai că-ți face verde. Zici? Unde, mă? Pe roșu. Păi vine aia din acolo. Ha, că mai ești nebun. Ia zi, amice. Orice s-ar face și orice s-ar spune, ne-am zgârcit și am făcut-o prea mică. Dar nici nu se vede, să mă piși pe el de obiectiv, că e prea luminată. Autelea, bă, e frumoasă, amice. Bă, da. Bă, deci, uite, când te uiți la ea, zici că nu e reală. Vezi? Da. Uite cât de mare e! E frumoasă, da, mă, măițica ei. De fiecare când trec pe aici, mă fascinează. Bă, cât de mare a făcut-o, nebun. Gata, prietenii mei, ajungem și acasă. Bă, am făcut puțin. Vreo 3 ore și un pic, 3 ore și 10 minute, ceva de genul, ajungem și acasă. V-am mai zis, a fost o experiență mișto, mi-a plăcut, doar că a fost un pic cam obositor, adică nu știu cât o să aibă reclama, nu știu, o să vă dau prea multe detalii acum pentru că o să vedeți cât de curând, dar eu cred că mai mult de 1,5 minut peste cap dacă are mult și noi am filmat toată ziua pentru minutul la jumate, deci, da, e mai mult pregătirea decât filmarea în sine. Ajungem acasă, că iau și mașinuța mea care trebuie să-i schimb cauciucele. Mă duc direct la toaletă și mă apuc de treabă, că avem niște clipuri de filmat astăzi și de pregătit. Pentru că, bine, voi când o să vedeți vlogul ăsta, eu deja am făcut, avem un live mișto cu Forza Horizon 5, pe care dacă nu l-ați văzut, vă invit să îl vedeți, dacă cumva l-ați ratat când am fost live. Vă pup și vă iubesc, pa!